Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în fața micilor ecrane. La 11 noiembrie s-au împlinit 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial. Ori despre acest lucru ne-am propus să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi, împreună cu Corneliu Popovici, consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării. Bună seara și bine ați venit! Și cu Alexandru Bruian, doctor habilitat, profesor universitar, diplomat. Bună seara, domnule Bruian! Bine ați venit! Bună seara! Domnule Popovici, haideți să pornim de la faptul că instituția prezidențială nu a trecut indiferentă pe lângă comemorarea 100 de ani de la sfârșitul celui care a fost primul război mondial și vreau să ne treceți în revistă care au fost principalele acțiuni pe care le-a desfășurat întreaga echipă a președinției și după aceea vom procede propriu zis la trecerea în revistă a cauzelor, de fapt și consecințelor acestei conflagrații mondiale. Da, acest eveniment, comemorarea 100 de ani de la încheierea primului război mondial, a fost un eveniment de rezonanță, atât în plan internațional, cât și în interiorul Republicii Moldova. Și în acest ordine de idei, aș vrea să menționez că președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a fost invitat de către președintele Franței să participe la comemorarea, la evenimentul de comemorare a acestui eveniment care a avut loc la Paris. Și șeful statului a participat alături de șefii de stat și de guvern din 10 de state ale lumii, unde erau prezenți șefii celor mai importante state ale lumii. La acest eveniment, Republica Moldova, de asemenea, au fost comemorate victimele primului război mondial, au fost întruniri și discuții științifice la acest subiect și președinția, reprezentanții, aparatul președintelui au participat la aceste evenimente. Inclusiv au depus flori la mormintele eroilor primului război mondial și au participat la aceste discuții cu conotație științifică, care s-au desfășurat în diferite regiuni ale Republicii Moldova. Domnule Bruian, în ultimul timp, în viziunea diferitor cercetători, în viziunea diferitor istorici, sunt invocate o serie de motive care au declanșat ceea ce numim noi astăzi primul război mondial. Dacă ar fi să le luăm așa pe rând, în primul rând ar fi conflictele teritoriale de care nu au fost rezolvate la vreme, atunci când vorbim despre cauzele izbucnirii. Cum considerați dumneavoastră? Deci, în fine, opiniile evident că sunt se schimbă împărțite pe parcursul deci, timpului, însă dacă să ne întoarcem la acele cauze, acele premize care au invocat deci, cel primul război mondial, cu toate că, în fine, diverse denumiri erau. Această denumire de prim război mondial a apărut doar odată cu începerea celui de-al doilea război mondial. Da. Așa el era numit în Europa Marele Război, în Rusia, Uniunea Sovietică era numit deci al doilea sau Marele Război pentru apărarea patriei, pentru că primul război pentru apărarea patriei era cel de 1812, deci acesta era al doilea război pentru apărarea patriei și Marele Război deci al doilea mondial. Deci dacă ne întoarcem la acele cauze, acele premize care au invocat începerea războiului, deci eu cred că a fost tendința unor state de a reîmpărți lumea deja împărțită, așa e, dat fiind faptul că pe parcursul secolului XIX s-a format Imperiul German, care nu avea colonii, spre deosebire de Marea Britanie, de Franța, deci Imperiul Austriac la fel nu avea, deci aceste colonii și Italia la fel, așa, deci iată aceste trei țări, care pentru început, deși formase tripla alianță, ele aveau dorința de a reîmpărți lumea. De altă parte, evident că cealaltă grupare, că era o confruntare dintre două grupări, Antanta, din care făcea parte Marea Britanie, Franța și Rusia, deci la fel aveau careva, deci, în primul rând Franța, deci în urma războiului Franco-Prusac, care a fost în 1870-1871, Franța a pierdut deci, Lotaringia și câteva regiuni și dorea ca să le întoarcă. Deci această dorință de a reîmpărți, ea exista și atât de o parte cât și de altă parte. Dar, în contextul ăsta aș mai menționa, cu siguranță, noi până de mult nu cunoșteam chiar multe informații referitor la acest război.
în special în spațiul Est, este european, dar după anii 90 totuși s-au deschis, au apărut noi publicații și cu siguranță sunt foarte multe ipoteze, foarte multe invocări de cauze care în viziunea cercetătorilor au fi determinat acest război și cu siguranță sunt de acord cu domnul profesor. Dar dacă ar fi cumva să rezumăm numeroasele cauze care au generat acest război, era cu siguranță este sau sunt, au fost mai bine spus, imperialismul acestor state care încercau să împartă între ei iarăși de nou lumea, este militarismul și o goană a înarmării care a avut loc în acele timpuri, la începutul secolului al XX-lea, este naționalismul, deoarece în acele timpuri existau în spațiul european patru mari imperii care după război practic au dispărut. Anticipați întrebarea mea. Primul război mondial a însemnat de fapt destrămarea imperiilor? Exista un naționalism, un val de naționalism care deja se manifesta pe deplin în acest spațiu. Cu siguranță era goana după materia primă. Exista acest tendință, să spunem așa, de crearea unor noi state și multe, multe, multe altele cauze care au dat naștere acestui război, care a fost, practic, o, să spunem așa, o catastrofă pentru sistemul mondial din acele timpuri. Pentru că după primul război mondial, practic, s-a reformatat nu numai Europa, s-a reformatat practic întregul glob pământesc din punct de vedere geopolitic. Insist asupra acestui aspect. După primul război mondial au dispărut ceea ce numeam noi un pic mai devreme imperii? Da, cu siguranță existau ca urmare acestui război au dispărut patru mari imperii ale timpului. A dispărut Imperiul Austro-Ungar, a dispărut acest Imperiu German, a dispărut Imperiul Otoman, care practic a fost reîmpărțit de învingători în primul război mondial, și a dispărut Imperiul Rus. Mai mult ca atât, s-a modificat și harta regimurilor politice din acele timpuri. Au dispărut monarhiile care mai dominau în spațiul ăsta european. Deja nu mai avem monarhie în Austro-Ungaria, nu mai exista monarhie în Germania, nu mai exista monarhie în spațiul rusesc. Turcia a devenit republică după câțiva ani după terminarea primului război mondial și au apărut, să spunem așa, ca urmare războiului și două modele de organizare socială, economică și politică a societății care practic au dominat Europa și lumea pe parcursul întregului secolului al XX-lea. Acest model de sorginte socialistă și model de sorginte liberală. Iar secolul al XX-lea n-a fost altceva decât un fel de permanentă competiții din aceste modele care practic competiții care s-au încheiat la sfârșitul secolului XX, începutul secolului XXI. Spuneți-mă, vă rog, da, primul război mondial a însemnat o catastrofă economică pentru Germania, cam mai apoi să vedem și celelalte state cum au supraviețuit războiul. Da, evident, adică dacă să luăm rezultatele primului război mondial, Germania a suferit deci înfrângerii și au fost impuse condiții foarte dure privitor la dezvoltare economică, adică mai ales ceea ce se referea la industrie. Deci a fost interzisă deci, producerea armamentului, însă asta a dus la deci, interzicerea producerii metalului, fonte și mai departe. Și ca rezultat, deci, situația din Germania deci, era foarte, foarte gravă. Asta și-a dus la venirea, deci, la putere a regimului lui Hitler, fașiștilor, deci în 1933, ca rezultat a acestei crize. A fost pe lângă faptul că au apărut aceste state naționale ca urmare a distrugerilor imperiilor, au apărut mai multe state în Europa de Est, în Europa Centrală, în Europa de Sud, a apărut și un nou fenomen care caracterizează Germania în această perioadă, un fel de umilință națională a nemților. Și nemții, cu siguranță, sau această umilință și-a făcut efectul și, ca urmare, a apărut Germania fascistă de la începutul anilor. Revanșism a apărut așa. Categoric. Plus la asta, primul război mondial practic nu a rezolvat acele probleme sau n-a înlăturat acele cauze care l-a determinat.
pe el acest război. Adică nu s-a dus până la capăt înlăturarea contradicțiilor și ca urmare a apărut războiul al doilea mondial peste practic 18 da, ani, în, da, în 39. Spuneți-mi, vă rog, domnul Broian, iată, invocam ceva mai devreme cauze. Printre cauzele oficiale pe care le-am găsit pentru documentarea, pentru această emisiune, am găsit și declanșarea războiului a fost provocată de asasinarea arhiducelui moștenitor al tronului Austro-Ungariei. A constituit ăsta un, nu știu, un argument plauzibil pentru începutul acestui război? A fost un motiv. Așa a fost un motiv care a servit, deci, ca într-o oarecare măsură, ca o justificare a faptului că, deci, a început războiul. Deci, îndată după aceasta, deci, în fine, ce student sârb care l-a asasinat pe Herzogul, deci, el facea parte dintr-o organizație naționalistă, care își impunea scopul, deci, formarea Marii Serbii, așa-i, adică ceea ce vedem și astăzi. Apropo, foarte multe elemente care existau în... Se regăsesc. Da, da, da. Deci, până la primul război mondial, se regăsesc în situația noastră de astăzi. Cu regret, însă, asta e situația. Deci, a fost omorât. Deci, și în, ca rezultat, Austria, deci Imperiul Austro-Ungar, deci, a impus un ultimatum Serbiei, referitor la faptul ca să deci mai multe condiții, inclusiv ca poliția austro-ungară să participe la urmărirea deci acelor membri a organizației de teroriști, de asasini și așa mai departe, ceea ce, deci, în fine, Serbia nu a acceptat. Toate punctele ultimatumului Serbia le-a acceptat, însă acest punct nu l-a acceptat. Însă, indiferent chiar dacă accepta, deci tot una, deci Austro-Ungaria a declarat război. Deci Serbii. Și după aceea s-a început în lanț. Așa, deci toate formule. Germania a declarat război Rusiei, Franței și s-a început. Dacă, în acel timp deja s-a cristalizat un sistem de alianță, în special în Europa, și respectiv declanșarea acestui război a fost un fenomen firesc, să spunem așa, pentru că țările erau interdependente. Adică dacă era atacată o țară, cealaltă sau aliatul era obligat să se implice. Dar referitor la întrebarea care a sunat-o de astăzi, aș vrea să menționez de asemenea că deja către anul 1914 întreaga societate europeană era practic pregătită de război. Toți se aflau în așteptare războiului. Era și un spirit militarist care a cuprins societățile, societatea. De exemplu, dacă analizăm unele publicații apărute acum recent referitor la situația din Rusia, atunci constatăm că unii reprezentanți ai conducerii Rusiei din acele timpuri practic aveau rezerve referitor la necesitatea implicării în acest conflict. Dar exista un risc că societatea se va răzvrăti împotriva guvernului care nu va accepta să participe la război. Altfel spus, locuitorii, cetățenii statelor europene, ei doreau acest război. Era un fel de psihoză, un psihoză în societate care nu putea să nu ducă la această conflagrație. Și ca urmare, s-au implicat în război, au participat peste 60 de milioane de soldați, au fost pierderi de în jur de 10 milioane de militari, au murit peste 7 milioane de cetățeni civili, au fost aplicate și noi tehnologii, să spunem așa, de pentru acea perioadă, de nemicire a oamenilor. Această mitralieră care era răspândită deja destul de mult a fost răspândită. Gazele acestea care duceau la nemicirea în masă, tot de asemenea au fost aplicate în primul război mondial. Avioanele, tancurile, metoda aceasta de bombardare a localităților în timp de noapte și așa mai departe. Adică a fost o conflagrație catastrofală pentru lumea din acele timpuri, dar ce este cât ar fi de paradoxal, oamenii, statele s-au pregătit pentru astfel de conflagrație. Spuneți-mi, vă rog, Rusia a fost prima care a ordonat mobilizare parțială a armatelor sale în ziua de 24 iulie, 25 iulie, iar la 28 iulie Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. De aici este declanșat întreg ciclu, da? Da, deci în fine Germania când a declarat război Rusiei, adică până la asta i-au pus o condiție, deci ca să înceteze mobilizarea. Cu toate că Germania tot a început mobilizarea, așa e, deci era o joacă, deci în mare măsură. Deci Rusia nu a încetat mobilizarea, deci baza la asta, deci Germania a declarat război, însă a declarat război și Franței. Deci, adică aici a început un ciclu, deci întreg.
Însă, în fine, deci problema de mobilizare ea, era legat cu faptul că statele, deci fiind în stare de pace, deci aveau armate note de numeroase. Iar în caz de război, deci trebuia ca să fie declanșate. Deci... Însă, totuși, cea mai mare mobilizare a fost efectuată în Franța. În general, Franța a avut cele mai mari pierderi în primul război mondial. Incomparabil cu oricine, inclusiv cu Germania. Franța a avut cele mai mari pierderi. Revoluția din 17 din Rusia dă un nou curs sau contribuie cumva la schimbarea cursului acestui război? Da, evident. Adică revoluția din 17, în primul rând a fost revoluția din februarie cu detronarea țarului, așa e, deci retransformarea Imperiului Rus în Republică, cu toate că nu prea clar adică ce Republică cum, și deja această lovitură de stat care a avut loc în octombrie sau mai târziu denumită deci revoluția din octombrie, deci evident că a influențat. Plus faptul că noua guvernare care a venit la putere, deci în urma loviturii de stat din octombrie 1917, au semnat un armistițiu, un acord cu Germania, ieșind practic din război, adică din cadrul Antantei. Și aceasta a influențat asupra de faptului că războiul mai ațin pentru el putea să fie poate finalizat în 1917 sau la începutul anului 1918, la durat până la sfârșitul anului 1918. Deci, din acest punct de vedere, evident că această revoluție a influențat. Deci, asupra războiul. Însă și războiul tot a influențat asupra rezultatelor, pentru că din fostul Imperiu Rus, deci practic acele republici care acum sunt deci, independente, în orice caz caucaziene și europene, deci toate s-au declarat atunci în 1918, deci state, deci Republica Populară Belorusă, Republica Populară Ucraineană, Republica Democratică Moldovenească, Republica deci Democrată Azerbaijană, Republica Gruzia, deci armeană și trei republici baltice. Adică din acest punct de vedere, deci iată, tocmai primul război mondial și-a dat naștere. Altceva că, de pildă, Republica Democrată Moldovenească nu a fost recunoscută, nu a dovedit să fie recunoscută, dar fiind faptul că în ianuarie 1918, deci a fost ocupată de către trupele române. Alte, deci, țări, deși au dovedit ca să fie recunoscute și au oarecare perioadă de timp și au existat ca stat independent. Și în contextul ăsta, poate că este necesar de menționat că războiul se dădea numai pe front, nu numai pe linia evident, frontului, evident, ci se dădea și în interiorul statelor. Adică existau inclusiv servicii secrete care încercau să perturbe, să declanșeze anumite crize în interiorul statelor beligerante. Și desigur, aceste servicii secrete au reușit. Ceea ce a fost în Rusia, cu siguranță, sau declanșarea acestor perturbări interne care au fost, erau declanșate inclusiv sub influența factorilor externe. Și evenimentele din primăvara anului 1917 și, în special, evenimentele din toamna anului 17, inclusiv cunoaștem deja faptul documentat că unii lideri protestatari chiar au fost susținuți de Germania pentru a ajunge și a desfășura activitate pe teritoriul Imperiului Rus. Domnule Popovici, eu vreau să vă întreb despre rolul lui Rasputin în Rusia. Iarăși, sursele sunt destul de controversate legate de acest personaj, pentru că s-ar zice că ar fi provocat asasinarea de către un grup de aristocrați conservatori. E așa sau nu? Ce rol joacă Rasputin în politica internă a Rusiei? El avea o influență destul de mare asupra familiei țarului. Și această influență era determinată de situația din familia respectivă, în special situația ce ținea de sănătatea moștenitorului tronului. Acest om, această persoană Rasputin, ea cu siguranță avea anumite abilități, anumite capacități de influențare a celor cu care comunica. Și în societatea de vârf al Rusiei s-a creat impresia că această persoană influențează deciziile care se iau la nivel politic și respectiv trebuie să fie înlăturată. Și el a fost înlăturat, a fost asasinat. Domnilor invitați, spuneam la începutul acestei emisiuni că instituția prezidențială a desfășurat mai multe acțiuni, dar și membrii societății civile. Am reușit să facem legătura telefonică cu Victor Gaiciuc, președintele Asociației Ofițerilor din Republica Moldova, ex-ministru al apărării, pe care îl salut. Bună seara, domnul Gaiciuc!
Bună seara! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre primul război mondial și despre faptul cum este perceput acest eveniment istoric în țara noastră. De ce vă acord această întrebare? Pentru că, din câte cunosc, Asociația Ofițerilor din Republica Moldova au organizat anumite acțiuni de comemorare. Vreau să deschidem parantezele, să ne spuneți mai multe dumneavoastră. Vă rog. Dacă pe scurt, aș consider că puțin atenție se atrage la primul război mondial, și încă desigur au trecut 100 de ani, însă Uniunea Ofițerilor, ofițerii aceștia sunt acele persoane suntem de profesie militari, care prin ei suntem obligați la ordin să intrăm în luptă. Și eu mă gândesc că primii care cad în luptă să sunt militari. De aceea am și participat activ la comemorarea sfârșitului primului război mondial. Ați găsit fiindcă susținere din partea vreunei instituții ale statului? Alo, eu vă aud. Da, spuneți-mi, vă rog, dacă ați găsit susținere din partea președinției, guvernului, parlamentului? Mai puțin, cred că. Totuși, de la președinție am simțit această susținere și încurajare, dar eu încă o dată vreau să-mi duc gândul până la sfârșit. Eu consider, cu cât mai des o să vorbim despre război, despre acele jertfe enorme care le-a adus primul război mondial, al doilea război mondial, noi trebuie să facem tot posibilul ca așa catastrofe să nu se întâmple. Trebuie să, cu cât mai des o să, da, noi comemorăm cei militari care au cad pe câmpul de luptă. Dar prin aceasta noi trebuie să facem totul ca aceasta să nu se repete. Domnule Gaiciuc, știu că în activitatea asociației pe care aveți onoarea să o conduceți, desfășurați mai multe acțiuni cu tentă educativă, patriotică. Cum percep tinerii, de fapt, aceste conflagrații militare și dacă există o cultură patriotică, o educație? Da, desigur, ea trebuie să existe în școală, ea trebuie să existe permanent în societate, fiindcă noi trebuie să educăm la cetățenii țării noastre dragostea față de acest plai extraordinar, în viziunea mea, să educăm gătința oricărui cetățean de a-și apăra patria. Și acesta este, în viziunea mea, este un lucru normal. Da, avem greutăți, sunt cazuri când în școli nu ne permit să le povestim elevilor despre eroi țării noastre. Dar în majoritatea, totuși, noi, eu văd susținere la cetățenii noștri. Eu sunt ferm convins că ei sunt mai mult pozitiv decât negativ. Domnule Gaiciuc, eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică. Vă așteptăm cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Domnilor invitați, revenim la discuție. Domnul Buruian, iată, în datele pe care le dețin, o problemă pe lângă celelalte depistate pe parcursul primului război mondial este penuria de medicamente. Ori, am o cifră destul de interesantă. Au murit peste 10 milioane de soldați din cauza bolilor luate datorită condițiilor infernale din tranșee. Se întâmpla în toate țările lucrul ăsta? În fine, da. Dat fiind faptul că la acea etapă erau probleme destul de serioase în multe domenii, deci nu era inventată penicilina și multe, multe alte, deși produse medicale care au îmbunătățit situația așa și privitor la faptul că soldații aflând în tranșee, mai ales în timp de iarnă, evident că ei răceau, evident că deci erau infectați de diferite boli contagioase și deci erau probleme. Posibil că situația din Rusia era, însă ea, în toate țările erau probleme, după cât eu știu, după acele date care le-am citit. Plus încă, deci, iată, e un caz interesant, deci da, bunicul meu a participat la primul război mondial. De altfel a fost și la campania aceasta, deci la război ruso-japonez din 1945. Însă el a fost, deci, la primul război mondial și, deci, s-a întors de-abia după sfârșitul războiului. Deci, din acest punct de vedere, evident că
în familia noastră se discutau aceste, deci, elemente cu cele dificultăți, greutăți care erau, dat fiind faptul că el l-a făcut servici în armata rusă, că a fost mobilizat pe atunci, deci Basarabia era parte componentă a Imperiului Rus și deci toate cele greutăți, dificultăți care existau, deci el le-a trăit și deci deja comparam, pentru că tatăl meu a participat la cel de-a doilea război mondial și deci erau făcute și unele comparații. Dar câți oameni și-au pierdut viața în calitate atât de cercetător? Care este cifra cea mai reală după care ar trebui să ne conducem? Păi, conform diverselor date, deci în jur la 9-10 milioane de soldați din diferite țări, da, inclusiv 1 milion din Rusia. Adică, mai spun încă o dată, cele mai mari pierderi le-a suferit Franța, deci în primul război mondial. Și de la 7 până la 12 milioane de civili au pierdut viața pe parcursul acestui război. Evident că mai există încă o cifră, în jurul la aproximativ 20 milioane, deci persoane care au fost rănite, care au fost afectate și mai târziu și-au pierdut viața, care se leagă într-o oarecare măsură cu primul război mondial. Deci sunt niște cifre impunătoare. Nu pot fi comparate cu cifre de cel de-a doilea război mondial. Dar a fost o catastrofă. O catastrofă pentru întreaga omenire, cu siguranță. Da. Și dacă ne referim la spațiul nostru, în spațiul Moldovei contemporane, să spunem așa, operațiuni militare, propriu-zis, nu au avut loc, dar exista un spațiu, să spunem așa, în vicinătate nemijlocită a frontului. Aici erau aduși inclusiv răniții de pe front și, nu întâmplător, la etapa actuală, pe teritoriul Republicii Moldova, mai, adică sunt cimitiri ale acestor militari care au decedat, militari de diferite origini, inclusiv englezi, francezi, nemți, ruși, moldoveni, etc. A fost o catastrofă, dar eu vreau să revin la încă o idee că... Moldova sau spațiul nostru a fost cuprins inclusiv de acele procese care s-au declanșat în Europa de Est în acele timpuri, acest val de renaștere națională și datorită acestui val, la sfârșitul anului 1917, are loc restabilirea statalității moldovenești. Și această restabilire se datorează inclusiv participării active a militarilor de origine moldoveană care se aflau inclusiv pe teritoriul Moldovei de atunci, a Basarabiei. De aceea Moldova a fost cuprinsă în aceste procese. Potrivit unor date de pe teritoriul Moldovei sau originar de pe teritoriul țării noastre, de asemenea, au participat la acest război într-un număr de asemenea masiv, în jur de 250, poate chiar 300 de mii. Mulți din ei au decedat, mulți din ei au avut de suferit după acest război, mulți din ei au emigrat ca urmare a perturbărilor care s-au produs în societatea în cauză. Dar referindu-mă la ceea ce a menționat inclusiv domnul general Găiciuc, cred eu că noi trebuie să cunoaștem mai amănunțit istoria noastră, din mai multe perspective, noi trebuie să cunoaștem ce a avut loc pe teritoriul nostru și cu siguranță noi trebuie să cunoaștem care a fost sau ce s-a petrecut în acest spațiu, inclusiv din perspectiva restabilirii statalității moldovenești în secolul al XX-lea. Eu vreau să ne vorbiți un pic, domnule, dumneavoastră, despre, nu știu, economia pe timp de război, dacă aș putea o numi așa. La ce etapă se aflau majoritatea statelor? Da, deci majoritatea statelor în timpul războiului, economia evident că e militarizată, fără nicio vorbă. Și aceasta influențează situația de după război. Dat fiind faptul că deci, e greu de a trece de la calea pașnică la calea de război, însă e și mai greu de a trece de invers, așa. Deci, în timpul războiului, evident că apareau probleme cu producerea armamentului, apareau probleme referitor la cumpărarea armamentului care nu exista în alte țări și mai departe, adică relațiile acestea existau, însă existau doar în cadrul acestor grupări de state care se contrapuneau, deci, unele cu altele. Dacă însă să ne întoarcem referitor la economie, din cauza că economia a fost militarizată, deci multe ramuri ale economiei, practic, ele nu se dezvoltau. Și de ce? Deci asta, deci populația suferea din această cauză. Spre exemplu, în Imperiul Rus, în 1916, erau blocate 150.000 de vagoane încărcate cu marfă. Da. Asta, evident, conducea la o pierdere
Da, evident, evident, da. Dați în faptul că, deci, în primul rând, deci, calea ferată la acea etapă era... distrusă? Da, da, și ea era utilizată, deci cei ce exista era utilizată pentru a transporta pentru armată cele necesare pentru armată. Și aici, deci, este evident că... deci, însăși, comerțul, economia, deci, suferă. Domnule Popovici, putem vorbi de o anumită cultură pe timp de război? De ce vă acord această întrebare? Pentru că în anul 1918, dacă nu mă înșel în memoria, are loc prezentarea, în 1908, cer scuze, apar primele buletine de știri. Da? Deja lumea începe să evolueze, dar și iau ghilimele de rigoare, pe calea asta mediatică. Da, cu siguranță, ăsta e secolul, deja începutul secolului al XX-lea, deși sistemele acestea de comunicare le lăsau de dorit și lipsa unor sisteme de comunicare eficiente au generat și mari probleme. Poate a fost și una din cauzele care a dus la apariția acestor disensiuni și lipsii de comunicare între țări. Cu siguranță, războiul, el nu poate să nu afecteze mentalitatea omului, nu poate să nu afecteze comportamentul. Ca urmare acestui război sau în timpul războiului apare și această sau se accentuează mai pe larg propaganda sub toate aspectele, inclusiv în artă, cu scopul de a mobiliza cetățenii, cu scopul de a menține acest spirit războinic. Dar vreau să menționez că deja către anul 14 în Europa, cu părere de rău, ca urmare a acestor procese, inclusiv în domeniul culturii, deja exista acest spirit dornic de conflict militar. Dar spuneți-mi, vă rog, revin la ce, cu ce am început această emisiune, conflictele teritoriale și așa mai departe, acest război, în esență, le-a soluționat? De ce acord? Pentru că urmează în istorie cronologic cel de-al doilea război mondial. Cred că nu le-a soluționat, pentru că dacă le-ar fi soluționat, n-ar fi apărut conflictul care va urma. Chiar a creat noi, pentru că, de exemplu, dacă ne referim la Orientul Apropiat, de exemplu, da, unde a fost împărțit Imperiul Turc, să spunem așa, acei care au învins, în special Marea Britanie, în special Franța, s-au grăbit să împartă cât mai repede și cât mai în beneficiu fiecăruia din ei, și au creat premize pentru noi conflicte în Orient, care, cred eu, s-au menținut nu numai și în preajma celor de doi război mondial, dar care își găsesc rezonanță și în timpul de față. Acea împărțire geopolitică care s-a produs în Orientul Apropiat, mă refer la Siria, mă refer la Liban, mă refer la Irak și alte regiuni, dispariția Kurdistanului și așa mai departe, ele au creat premize pentru menținerea tensiunilor, inclusiv până în zilele noastre. Referitor la schimbările geopolitice și teritoriale care s-au produs în alte părți ale lumii, ele de asemenea sunt majore. În Europa apar foarte multe, apar noi state, apare aceeași Cehoslovacia, apare aceeași Iugoslavia. Reapare Polonia. Reapare, da, Polonia. Și suntem martori că aceste state, care au apărut după primul război mondial, au avut o anumită soartă, inclusiv în timpurile de față, care soartă nu chiar bună. Cunoaștem destrămarea Iugoslaviei și urmările care au fost. Am spus despre faptul că după primul război mondial s-au încercat să fie identificate noi metode de menținere și armonizare a relațiilor între state. A apărut această idee de crearea legii națiunilor. Da. Cred că domnul profesor o să vorbească, da, chiar avem mai competent la acest subiect. Și încă o dată această metodă sau această soluție a demonstrat că doar prin armonizarea relațiilor internaționale, doar prin găsirea unor numitori comuni se dorește sau este posibil în menținerea păcii. A fost posibil sau nu a fost posibil? Istoria, da, ne-a demonstrat că nu chiar. Vă rog, haideți să ne spuneți ce a fost cu Liga Națiunilor. Da, deci a fost o tentativă în fine, poate nu rea,
însă ea a ieșuat, adică nu a dat rezultate. În mare măsură, dat fiind faptul că din start Statele Unite s-au retras, asta a fost bazată mai mult pe politica din interiorul Statelor Unite. Însă ei deci au refuzat ca să participe mai mult, cu toate că ideea de la ei vinea, ca tare, de la Woodrow Wilson vinea această idee. Deci, în Europa, evident că Germania n-a fost acceptată, Rusia n-a fost acceptată și deci cine a rămas acolo? A rămas Franța, Marea Britanie și țările mici care au început să dicteze țările mici. Deci, la drept vorbind, când a început să dicteze Polonia, când a început să dicteze România, deci situația din Europa, așa a început al doilea război mondial. Dar țin faptul că nu era deci, formula deci, necesară disoluționarea problemelor. Și falimentarea acestei lige a națiunilor încă o dată demonstrează cât este de periculos în relațiile internaționale egoismul. Egoismul unor state. Inclusiv, sau în special, a statelor mari din acele timp. Plus, momentul acesta cu excludere, deci a fost exclusă din Liga Națiunilor Germane, după ce asta, deci Uniunea Sovietică primită, apoi exclusă. Cam ceea ce se face astăzi în Consiliul Europei, spre exemplu. Și cât n-ar fi de paradoxal, dar când încercăm să facem o analiză la ceea ce a fost până la primul război mondial, ceea ce s-a petrecut după al doilea război mondial și situația contemporană, cât n-ar fi de paradoxal, dar identificăm o șir de similitudine. Adică istoria se repetă cât n-ar fi de straniu. Domnule Bruen, vreau să vă întreb despre Franța. Ați pomenit astăzi în repetate rânduri. Întrebarea mea ține de fapt de biserică. Biserica din Franța, în acest interval de timp, și-a demonstrat într-un fel sau altul puterea. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că catolicii au fost reintegrați în viața politică atunci. E așa? E da, deci în fine a fost o tentativă ca să implice chiar Vaticanul, papa de la Roma să implice, deci însă nu a reușit. Hai? Însă, deci, război pentru Franța deci a fost o catastrofă ca atare. Ei nu s-așteptau. La atât de imens pierderi. Deci, din acest punct de vedere, evident că a fost o tentativă de a ridica populația. Și aici s-a inclus și biserica, inclusiv deci, în acest proces. Da. Și chiar dacă Franța a investit foarte mult în fortificarea, să spunem așa, frontierii cu Germania, și au investit foarte multe resurse, inclusiv economice, noile tehnologii au demonstrat că ele sunt mult mai eficiente decât investițiile în unele tehnologii vechi de apărare. Domnilor consilieri, noi mai avem aproximativ 5 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu chiar ținând cont de faptul că vă aflați aici în studio, vreau să vă acord o întrebare deja ancorată în evenimentele ce țin nemijlocit de viața social-politică a Republicii Moldova. Probabil fiecare dintre noi am văzut că Consiliul Europei de fapt a fost cel care a arătat din deget țării noastre și cere publicarea raportului Kroll 2. Domnule consilier, domnule Popovici, cum poate fi descifrat acest gest? Era unul firesc? Pentru că ajungem și la o altă problemă. Am urmărit și astăzi briefingul de presă al Partidului Democrat, care vine cu o șir de inițiative care sunt plagiate. Aș vrea să încep cu a doua întrebare. Ceea ce a fost declarația sau briefingul de astăzi a Partidului Democrat este încă un exemplu de plagiat politic. Partidul Democrat a preluat nu numai această inițiativă de reformare a Parlamentului și de micșorare numărului de parlamentari, inițiativă care a fost lansată de către președintele Republicii Moldova mult timp în urmă și care mai mult ca atât a fost blocată demonstrativ de către majoritatea gestionată de Partidul Democrat în Parlamentul Republicii Moldova. Și respectiv este un plagiat, așa cum a fost plagiat de către Partidul Democrat și alte inițiative lansate de președinție, cum ar fi, dacă ne referim la domeniul educației, inițiativa de stopare a procesului de închidere a școlilor, inițiativa în ceea ce privește instruirea profesorilor sau formarea continuă a profesorilor din bugetul statului și multe alte inițiative. Sunt acțiuni populiste? Eu cred că nu este cea mai mare tragedie că se plagiază aceste idei. Este important că ele să fie realizate în practică și să fie realizate în practică competent. Sperăm totuși că această ultimă preluare de idei nu este un act populist,
Ziceți frumos preluare. Ce este o inițiativă sinceră, dar ținând cont de ce am spus anterior, că acest șir de preluări sau plagiat este destul de mare, apar multe semne de dubiu. Cred că totuși este mai degrabă o inițiativă populistă în ajun de campanie electorală. Cât privește Parlamentul European, să așteptăm decizia, votul de mâine. Dar asta încă o dată demonstrează că politica externă a Republicii Moldova, a guvernării actuale, se află în criză. Dumneavoastră, în calitate de specialist în domeniul relațiilor internaționale, vreau să ne spuneți cum priviți această inițiativă de reducere a numărului de deputați la 101 la 71, reșind din faptul că cunoașteți acest mecanism al clasei politice, ce ați fost deputat în primul parlament, atunci evident numărul era mult mai mare, erau 316 sau 380 de deputați. Bine, astăzi lucrurile s-au mai schimbat, mai reducem sau rămânem la 101? Care e poziția dumneavoastră în care de expert? El, în fine, deci dacă îți comparăm cu alte state, numărul de 101 sau 100 deputați, el e un număr normal, nu văd atât de mare problemă. Da. A fost propunerea să se micșoreze până la 70-71 deputați, așa, eu cred că e o idee bună, însă ea necesită ca să fie argumentată, iată, cum, până la urmă. Da. Mie mi-e greu ca să spun ce ar da la etapa actuală. Nu am citit deci, argumentele. Deci, dar acum s-a propus la 61. 61, da. Deci mie nu mi-e clar cum vor fi reprezentate deci, circumscripțiile, deci sub ce formulă să fie. Deci, nu știu, deci, dacă se întoarce la formula când au fost 380, deci 380 deputați erau, însă erau 380 de circumscripții, deci fiecare, deci pe teritoriul său deci, era deci, înaintat. La etapa actuală, deci este necesar ca să fi determinată formula, deci pe liste de partid sau cum o să fie. Este o problemă neclară. Absolut. Și poate un lucru foarte important este că după o astfel de reformă, Parlamentul totuși să fie funcțional, să nu fie butaforic. Da. Pentru că totuși Parlamentul este o structură reprezentativă, este puterea legislativă în stat. Și dacă se va reduce mai puțin decât un număr critic de deputați, atunci poate să creeze o situație când Parlamentul nu va fi funcțional. Pentru că deputații lucrează în comisii. Da. 61 de deputați, asta ținând cont de faptul că, de exemplu, trebuie să fie minimum 10 comisii, atunci câte 6 oameni în comisii, e foarte puțin. Foarte puțin, e nefuncțional. Și atunci noi putem să pierdem puterea legislativă în țara noastră, să nu fie una reprezentativă și competentă. Asta pe de o parte. Aceste reduceri, ele sunt benefice, pentru că se economisesc banii publici, dar această reducere nu trebuie să fie asemuită cu tratarea bolii de cap cu ajutorul ghiliotinei. Da, da. Pentru că, iată, s-a făcut reforma la administrația publică centrală, când s-a redus la 9 ministere. Și când, de exemplu, a fost creat un minister monstru în care a înglobat în sine și educația, și cultura, și sportul, și tineretul, știință, și știința, și la un moment dat, chiar, de exemplu, este inițiativa de a transfera în subordinea ministerului și un cimitir cu 40.000 de înmormântări, acest minister a devenit nefuncțional, pentru că ministerul trebuie să fie competent în ceea ce privește elaborarea unor politici pe domeniu. Dar care e domeniul în acest minister monstru, să spunem așa? Ce ne facem noi cu raportul Kroll? Organismele internaționale ne pot arăta din degete? Pot exista anumite consecințe drastice pentru țara noastră? E nu, deci Parlamentul European, în fine, deci nu are dreptul ca să ne indice dacă noi nu suntem membri a Uniunii Europene. De altă parte, deci tentativele acestea, deci permanente de mers până în seară, de la toate, deci... Da. Microfonul, de spus așa, deci spune că, iată, noi pretinți spre Europa și mai departe. Deci, evident că formula legată cu acest miliard, care nu e clară deloc, elementul legat cu această comisie Kroll, așa e, care, până la urmă, nu este nu clar de ce nu se publică datele. Da, de ce nu? Da, de ce nu? Deci, pot ca să ceară. Este interesant și faptul că 9 ani se vorbește despre integrarea europeană, despre vectorul european, ca după 9 ani această guvernare, care este se autoconsideră pro-europeană, este criticată vehement de europeni, care susțin că ea nu respectă și nu promovează adevăratele valori europene. Dar nu vi s-a părut straniu că, cel puțin în ultimul semestru, vectorul politicii promovate de către partidul de guvernământ s-a schimbat? S-a transformat în Pentru Moldova? Eu cred că nu s-a transformat. A avut loc același proces care a fost cu plagierea ideii de reformare a Parlamentului. Să preia
unele idei care sunt în trend, să preia unele idei care aparțin altor forțe politice, altor structuri, să spunem așa, din societatea noastră, altor politicieni, și să încearcă să fie prezentate ca propriile. Dar asta, orice plagiat este mult mai rău decât originalul și orice plagiat va falimenta. Guvernarea actuală a promovat și vectorul european de care s-a dezis. A vorbit și despre necesitatea, să spun așa, unor alianțe sau unor bune relații cu Rusia și la un moment dat nu mai pot face nimic în relația respectivă. Au vorbit despre vectorul european. Europenii nu mai au nici dorință de a comunica cu actuala guvernare. Vectorul pro-Moldova care este promovat într-un stil destul de straniu, pentru că se vorbește despre un vector pro-Moldova, dar în acțiunile care sunt întreprinse de guvernare, mă refer la introducerea în școală a istoriei Moldovei, mă refer la menținerea tradițiilor moldovenești și așa mai departe. Adică, prin acțiuni, această guvernare nu are un comportament pro-Moldova. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a pune în discuție și alte teme. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. În numele întregii echipe, eu vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!